Potrivit unui comunicat al ANI, Ion Călinoiu s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan cu funcția de președinte al Consiliului Județean calitatea de expert pe termen scurt în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în perioada 1 septembrie-15 decembrie 2012 și expert pe termen scurt, expert Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, expert Consorțiul Regional Sud-Vest Oltenia la Inspectoratul Școlar Județean Gorj în perioada 1 iunie-31 iulie 2013. Ion Călinoiu a declarat la rândul său că nu a fost înștiințat oficial despre acuzele ANI. N-am fost încunoștințat în mod oficial, nici când a început cercetarea, nu mi s-a solicitat niciun punct de vedere vis-a-vis de această acuză. Am luat la cunoștință și pur și simplu nu sunt surprins. Este vorba de un lucru care s-a întâmplat. Ion Călinoiu mai spune că totul ar fi doar o omisiune și nu o faptă comisă cu intenție. Președintele Consiliului Județean a obținut 800 de lei în calitate de expert, bani pe care nu i-a trecut în declarația de avere. Eu consider că această omisiune de declarare a venitului de în 2013 îmi aparține și o vei justifica-o. E vorba de un expert pe termen scurt, am primit această sumă pe card, n-am avut niciun fel la sfârșit de an un FFZ-ul care să-l analizez, să-l trec în declarația de avere și aia a fost o simplă omisiune. Pe numele președintelui Consiliului Județean Gorj a fost deschis un dosar penal la parchetul local Târgu Jiu pentru fals în declarații în formă continuată și încălcarea regimului incompatibilităților.